Îi salut pe toți cei care urmăresc acest videoclip. Azi voi discuta și vom discuta despre libertate. Dumnezeu i-a dat libertatea lui Adam de a da el însuși nume animalelor. Pe baza acestei libertăți, Dumnezeu i-a dat omului prima poruncă în grădina Edenului. În baza acestei libertăți, Dumnezeu le lasă oamenilor libertatea alegerii, aceea de a mânca sau de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și al răului. Dumnezeu nu este intruziv și în Apocalipsa 3 cu 20 putem vedea cum Dumnezeu respectă libertatea omului. Iar această libertate poate fi cel mai bine rezumată prin sintagma lipsa constrângerilor. Deși toate ne sunt îngăduite, nu toate ne sunt de folos. Toate ne sunt îngăduite, dar nu ne vom lăsa biruiți de ceva, conform 1 Corinteni 6 cu 12. Libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt, afirmația lui John Stuart Mill, filosof liberal, secolul XIX, adept al curentului utilitarist. Ce reprezintă utilitarismul? Ea este o doctrină care plasează valoarea supremă în utilitate, aceasta putând fi de diferite feluri, concepție care explică morala prin utilitate. Cum este definită libertatea? Libertatea este definită ca posibilitatea de a acționa după propria voință, lipsa oricărei constrângeri în realizarea dorințelor proprii, în desfășurarea unei acțiuni, a unei activități, etc. Aforismul fericitului Augustin, iubește și fă ce vrei, înseamnă de fapt iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei, conform doxologia.ro. Obligarea înseamnă forțare și deci încălcarea libertății conferite de însuși Dumnezeu omului, pe care nici chiar Dumnezeu nu-i o încalcă. Omul, însă, prin libertate, are și o mare responsabilitate, dar ea nu poate fi încălcată de către alți oameni. Obligarea depășește chiar minimul de libertate pe care chiar utilitariștii și-l arogă. Morala utilitaristă nu reprezintă morala creștină. Este o pseudo-libertate pe care guvernele încearcă încet încet să ne-o fure prin îngrădirea drepturilor firești. În continuare, vedem ce înseamnă nazismul, doctrină politică a fascismului german fondată de Hitler, profund antiumană, care susținea superioritatea rasei ariene. Comunismul, care era un sistem social, politic și economic constituit pe principiul abolirii proprietății private și al instaurării proprietății colective asupra mijloacelor de producție și de schimb. Și capitalismul, care este un mod de producție bazat pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, în care toate produsele iau forma de marfă și în care însăși forța de muncă se vinde și se cumpără ca o marfă. Definiția cuvântului domn. Domn este o persoană care are autoritate asupra altora, stăpân. De asemenea, doamnă vine din cuvântul latin domina, care înseamnă stăpâna casei, a domina, a stăpâni. Din acest motiv, Iisus Hristos este rege al regilor și împărat al împăraților. Dumnezeu a dat omului stăpânirea pământului, dar, datorită căderii în păcat, omul a cedat-o celui rău. Femeia este născătoare de Dumnezeu, omul fiind chip al lui Dumnezeu, prin neascultare și căderea în păcat, trebuind să-și lucreze asemănarea. Există două tipuri de preoții, o preoție universală, la care sunt chemați toți creștinii, și o preoție sacramentală, slujitoare la altar,
la care sunt chemați de Dumnezeu doar anumiți oameni. Slujirea universală. Faceți-vă pe voi casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești bineplăcute lui Dumnezeu, conform Sfântului Apostol Petru. La rândul lui, fericitul Augustin spune că, după cum toți ne numim creștini, toți ne numim preoți. Slujirea sacramentală. Însuși Mântuitorul Hristos a primit slujirea de la Tatăl după cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Evrei 5:4-6. Conducerea între apostoli și între oameni definită de cuvintele Mântuitorului, care se regăsesc la Matei 20:25-26. Ministri înseamnă în latină slujitor. Libertatea nu înseamnă obligativitate. Libertatea este diferită de obligativitate. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați like, să vă abonați canalului și să distribuiți acest videoclip, ca și alți oameni să afle aceste informații. Vă mulțumesc! Doamne ajută!